Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Argument Radical. Sunt Adrian Stoleru, gazda emisiunii de astăzi, și îl avem invitat pe Ciprian Tuchiluș, care este vicepreședinte la Consiliul Național al Elevilor din România, prezent în studioul nostru, unde vom dezbate diferite teme pe educație și nu numai. Bine ai venit, Ciprian, în cadrul emisiunii Argument Radical. Bună ziua și bine v-am găsit. Aș vrea să ne spui mai multe despre acest Consiliu Național al Elevilor, când a luat ființă și care este scopul acestui Consiliu. Cum este și normal, voi începe cu un scurt istoric a ceea ce înseamnă Consiliul Elevilor. Primul Consiliu Județean al Elevilor a luat naștere în anul 1999 la Dâmbovița, dar pe atunci a fost creat de către cadrele didactice la ideea venită din partea inspectorului general. Mai multe județe, rând pe rând, au luat această idee, dar în anul 2005 a fost înființat primul Consiliu Județean al Elevilor făcut de elevi și doar de elevi la Cluj. În anul 2006 s-a format Consiliul Național al Elevilor, iar ținând cont că sunt și președintele Consiliului Județean al Elevilor Suceava, Consiliul Județean al Elevilor Suceava a luat naștere în 2007. De atunci, elevii și-au câștigat autoritatea în fața decidenților din cadrul domeniului educației și rând pe rând s-au adoptat acte normative cu, spre exemplu, statutul elevului. Așadar, ce rol are Consiliul acesta, Consiliul Național al Elevilor, mai exact? Consiliul Național al Elevilor este un for consultativ din cadrul Ministerului Educației și participă în cadrul comisiilor pe diferite teme de lucruri, cum ar fi avizarea metodologiei de auxiliare, face parte din programul România Educată organizat de către administrația prezidențială și participă de fiecare dată când este chemat în întrunirile din cadrul Ministerului Educației. Făceai referire adineaur la Comisia Prezidențială. Să înțeleg că unul din membrii acestui Consiliu face parte și din această comisie sau este doar acolo o anumită persoană care vă reprezintă, colaborează cu voi, vă știe doleanțele? În cadrul României Educate, făcută de administrația prezidențială, sunt mai multe comisii, spre exemplu Comisia pentru Învățământ Tehnic și Profesional, managementul intensurilor de învățământ și așa mai departe. În cadrul Consiliului Național al Elevilor ne-am distribuit aceste sarcini și fiecare membru sau membru la adunării generale merge și prezintă pozițiile pe care le ia Consiliul Național al Elevilor în cadrul întrunirilor acelea. Poate oricine să facă parte din acest Consiliu? Da, oricine. Orice elev poate face parte din Consiliul Elevilor dacă este în învățământul preuniversitar liceal. Dar nu poate participa dacă este în clasa 12. Am înțeles. Să înțeleg că este un consiliu format din mai multe persoane, din mai mulți tineri din diferite licee sau cum se fac acolo alegerile mai exact? Fiecare liceu are un consiliu școlar al elevilor și la început de an școlar se fac alte alegeri sau cei ce doresc să-și continue mandatul pot să o facă. Sunt alegeri democratice, se merge cu urna în fiecare clasă și fiecare elev are dreptul de a vota și mai mult de atât dăm posibilitatea oricărui elev să participe, dar acesta trebuie să prezinte candidatura online și dosarul în format fizic pentru a fi validat de către comisia de validare. Am înțeles, deci trebuie să depună un dosar în acest sens, pe baza unui management, pe baza unui proiect de management, sau cum au loc? Dosarul conține la nivel școlar formularul de candidatură și CV, iar la nivel județean lucrurile se complică, trebuie să conțină și strategie de dezvoltare și plan de acțiune pentru dezvoltarea Consiliului Județean al Elevilor.
Deci e foarte interesant. Și să înțeleg că aveți o structură la nivel central și o structură la nivel local, pentru că făceam referire la faptul că în fiecare școală se folosește acea urnă mobilă, da? Astfel încât ca voi să vă exprimați părerea, opinia asupra unei persoane pe care voi o doriți să vă reprezinte la nivel, la nivel național. Totodată, din ceea ce știu eu, din ce m-am informat, este că voi aveți și un consiliu la nivel local sau un consiliu județean al elevilor. Care este rolul lui la nivelul local? Consiliul Județean Elevilor Suceava și Consiliul Județean din toată țara au rolul de a îngriji, a se îngriji de activitatea fiecărui consiliu școlar al elevilor și de a reprezenta elevii în cadrul întâlnirii de la inspectoratele școlare județene, în cadrul întâlniri cu prefecții județelor sau cu președinții consiliilor județene, astfel încât să participe în mod activ la dezvoltarea comunității locale și să aibă un cuvânt de spus în fața decidenților la nivel județean. Să înțeleg că există colaborări strânse între voi ca elevi și cei care conduc destinile acestui județ și nu numai, pentru că spuneai și de Comisia Prezidențială, din care știm foarte bine că fac parte anumiți profesori universitari, anumite personalități cu anumită experiență în domeniul educațional din România. Ce vreau să te mai întreb, pentru că ai făcut referire la Consiliul Județean din Suceava, ați avut întâlniri cu domnul președinte Gheorghe Flutur, vicepreședinții Consiliului Județean din Suceava? A stat la o masă rotundă împreună cu ei. Ce ați discutat? Am avut o discuție cu domnul Gheorghe Flutur anul trecut, prin care am dorit finanțarea unor proiecte pe care vrem să le implementăm în cadrul Consiliului Județean al Elevilor. De fapt, am și făcut un proiect. Trebuie să rectific ceva. Consiliul Elevilor are două domenii de activitate. Una, reprezentarea elevilor și cealaltă, dezvoltarea personală a elevilor. Pentru dezvoltarea personală a elevilor facem proiecte pe anumite teme precum leadership, comunicare, managementul proiectelor și așa mai departe. Dar pentru acest lucru avem nevoie de fonduri. Singura instituție care acordă fonduri este Consiliul Județean Local și de aceasta lucrăm foarte mult cu Consiliul Județean. Am înțeles. Să înțeleg că voi sunteți o asociație. Nu suntem asociație. Asociație, dar banii aceștia cum îi primiți? Cadrul inspectoratului județean. Prin cadrul inspectoratului școlar județean primiți aceste finanțări și participați la diferite seminarii, să înțeleg, cu anumite teme dedicate sau... Am înțeles. Spre exemplu, vinerea trecută am fost prezent la conferențiarul educativ menageriat de către doamna inspector Tatiana Vântur pentru educație permanentă, care Consiliul Județean al Elevilor a avut de prezentat activitatea sa și lucruri relevante pentru dezvoltarea comunității locale. Am înțeles. Vorbeai la un moment dat, ai spus de proiecte. Ce tip de proiecte ați depus până acum sau la ce... O activitate de renume și care a devenit tradiție în cadrul Consiliului Județean al Elevilor Suceava se numește Atelierele Cunoașterii. Au ajuns la ediția a 6-a. Anul acesta a avut loc la Vatra Dornei și am adus împreună un număr de 35 de elevi care au lucrat pe managementul proiectelor, ținând cont că este o temă dificilă pentru majoritatea elevilor. Iar o altă activitate a fost împreună cu Asociația Tineri de Succes Suceava și s-a numit Fitul Succesul Real, care am adus persoane din Maxul Team și ne-a ajutat să oferim exemple și niște workshop-uri practice pe comunicare. Am înțeles. Deci s-au desfășurat foarte multe evenimente atât pe plan local cât și pe plan național.
Aș dori să-mi spui pe plan național, pentru că tu ești și vicepreședinte a Consiliului Național a Elevilor. La nivel de București sau acolo unde v-ați întâlnit, despre ce ați discutat? Pentru că v-ați adunat, bănesc, foarte mulți tineri din diferite județe reprezentative ale țării. V-ați adunat cu un scop. Care a fost scopul întâlnirilor pe care le-ați avut? De minim 2 ori pe an ne întâlnim în cadrul adunărilor generale a Consiliului Național al Elevilor, care au loc în diferite locații din țară. Spre exemplu, ultima adunare generală a avut loc la Buzău, unde și au fost alegerile pentru posturile vacante din cadrul Consiliului Național al Elevilor și am fost ales vicepreședinte. Nu avem un sediu și mergem în județele dispuse să organizeze și să managerieze adunările acestea. Bineînțeles, la București au loc întrunirile din cadrul Ministerului Educației și din cadrul administrației prezidențiale și acolo Consiliul Elevilor are cele mai importante poziții de luat. Te rog, spune-mi președintele Consiliului Național al Elevilor, pentru că tu ești vicepreședinte, de unde este sau de unde a fost ales? Se numește Ioana Băltărețu și este din Ploiești. Am înțeles. Înțeleg că ea a adunat cele mai multe voturi. Da. Și împreună cu ea și bănuiesc că aveți o echipă în spate care vă ajută să vă promovați proiectele. Și totodată toate aceste proiecte le puneți pe masa președintelui sau... Echipa este formată din președinte, un secretar pe externe, unul pe interne și 7 vicepreședinți. Lucrăm exact ca o echipă și nu ținem cont de funcții și ne bazăm pe principii democratice în ceea ce ține de reprezentarea elevilor. Nu ținem cont de funcție, cum am mai spus, și încercăm să fim egali de fiecare dată. Foarte frumos ceea ce ne spui tu, că din ceea ce observ eu sunteți o echipă sudată. Sunteți tineri, proveniți din mai multe licee ale țării, care ați ocupat anumite poziții la nivel național în cadrul acestui Consiliu Național al Elevilor și ceea ce v-a recomandat, v-au recomandat, bănuiesc, competențele pe care le aveți în anumite domenii de activitate. Spune-mi, te rog, trecând și la nivelul local, nu te-am întrebat la ce liceu ești? Sunt la Colegiul Național Petru Rareș. La Colegiul Național Petru Rareș. Și ai câștigat acest loc datorită faptului că cei de la Petru Rareș și nu numai, să înțeleg, te-au promovat pe această poziție. Sau cum a fost atunci? Am participat pentru funcția de vicepreședinte și cu acordul adunării generale a Consiliului Școlar al Elevilor am avut dreptul de a participa și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor. În cadrul Consiliului Județean al Elevilor se depune atât dosarul, cât trebuie susținut și un discurs de 8 minute, astfel încât adunarea generală să voteze cel mai bun dintre aceștia. Am avut 3 contracandidați și a fost o luptă crâncenă, mai ales că am fost votat la o diferență de doar 4 voturi. Deci a fost o luptă strânsă din ceea ce ne spui tu și totul a fost pe baza unui proiect, a unui interviu la un moment dat. Spune-mi, te rog, cum ai reușit să te califici? Am mai spus, se susține un discurs. De ce a fost mai exact de discurs? Aici vreau să ajung. Din experiența pe care am avut-o până atunci în cadrul Consiliului Elevilor, ceea ce voiam eu să fac în funcție de președinte al Consiliului Județean al Elevilor și perspectiva mea asupra educației și asupra proiectului care ar trebui să fie implementat în cadrul Consiliului Județean al Elevilor Suceava. Foarte frumos.
Spune-mi, te rog, pentru că tot ai participat la Bistrița sau la diferite întâlniri pe care acest Consiliu al Național al Elevilor le-a organizat în țară și tu ai spus că aveți două întâlniri, din câte am minim înțeles. Două. Minim două întâlniri în fiecare an. Spune-mi, cu ce au venit colegii tăi din teritoriu? Care sunt doleanțele lor? Ce vă doriți voi? Ce-ți dorești tu, în primul rând, pe plan local, să se petreacă în sistemul educațional și ce își doresc ei? Ținând cont că am ajuns la acest subiect de discuție, vreau să discut mai ales despre statutul elevului. Este un act normativ ce reglementează drepturile, obligații și sancțiunile acordate elevilor. După lungi dezbateri în cadrul Ministerului Educației și în cadrul adunării generale Consiliului Național al Elevilor, acest statut al elevului a fost aprobat, fiind o idee venită de la elevi și doar de la elevi, cu mici ajustări și amendamente provenite din partea Ministerului Educației. Acest act normativ a fost adoptat în anul trecut, în august, și s-a împlinit deja un an în care ar fi trebuit să fie luat în considerare de către unitățile de învățământ. Acolo sunt stipulate toate articolele care se fac referire la elevi și la drepturile acestora și trebuie să amintesc câteva foarte importante, precum ar fi dreptul la liberă exprimare, dreptul de a fi consultați, dreptul de a beneficia de burse și așa mai departe. La nivel național, situația nu stă atât de bine pe cât ne imaginăm și foarte multe dintre aceste drepturi sunt încălcate de către unitățile de învățământ. Cum este stipulat în statutul elevului? La fiecare sfârșit de an se face un raport privind implementarea statutului elevului în învățământul preuniversitar din România, prescurtat RISEN, și este luat aproximativ fiecare drept din statutul elevului și dezbătut în cadrul acestui document. Spre exemplu, în statutul elevului este stipulat că la fiecare sfârșit de an sau semestru se poate oferi câte un feedback cadrelor didactice. Situația arată că doar 32% din efectivul de elevi au acordat acest feedback, iar 68% au spus că nu au acordat. Situația și în cazul celorlalte drepturi stă la fel de rău, dar cum este și titlul Progres sau Regres, în fiecare an mai este câte o îmbunătățire în fiecare parte. Acest lucru nu poate decât să mă bucure, iar în cadrul RISEN-ului sunt și recomandările pe care Consiliul Elevilor le fac pentru a îmbunătăți climatul educațional. Cum ar fi schimbarea de proceduri de selecție a CDŠ-ului, curriculum la decizia școlii, creșterea subvenției pentru bani de liceu sau a cuantumului pentru burse, realizarea unui model tipizat de fișe de studiu pe care elevii ce participă ca observatori în cadrul inspecțiilor ARACIP să le ofere sau să facă un raport alternativ care să fie luat în considerare în cadrul raportului. Respectarea dreptului președintelui Consiliului Școlar pentru a participa în cadrul Consiliului de Administrație și așa mai departe. Spuneai de acest statut, de aceste drepturi. În momentul de față este vreun tânăr, o tânără care participă în cadrul acestui Consiliu de Administrație? Da. În fiecare școală, liceu, este format Consiliul de Administrație, iar este obligatoriu ca în fiecare unitate de învățământ să existe un reprezentant al elevilor care să îi reprezinte în Consiliul de Administrație. Este ales prin vot direct de către toți elevii din unitatea de învățământ și are drept de vot în Consiliul de Administrație. Dacă nu dorește nimeni să participe,
poate candida și un elev care nu are 18 ani și va avea statut doar de observator. Am înțeles. Deci voi puteți fi o voce chiar în cadrul acestui consiliu administrativ pe care îl organizează profesorii sau un consiliu profesoral? Un consiliu profesoral, nu? Nu, un consiliu de administrație. Este conducerea școlii. Am înțeles. Format din directorul școlii, cadre didactice, consilieri locali și în cazul liceelor tehnice și profesionale tehnologice și agenți economici. Făceai referire la un moment dat, ai făcut referire la burse. Spune-mi, te rog, ce diferență este între, sau poate știi, între bursele pe care statul român, Ministerul Educației, le acordă tinerilor din România, elevilor, și bursele pe care le acordă alte state, tinerilor lor? Diferența este, bursa se calculează în funcție de salariul minim pe economie, ținând cont că România este foarte mic în comparație cu salariul minim pe economie din alte state, inerent și bursele sunt mai mici. După părerea ta, care ar fi bursa pe care ar trebui un tânăr să o primească, astfel încât să-și poată permite să se întrețină la școală? Statul acordă 4 tipuri de burse: sociale, de studiu, de merit și de performanță. Și nu pot face un calcul exact sau o sumă a ceea ce cât ar cheltui un elev pentru a se întreține. Scăzând abonamentul navete pe care o fac elevi din mediul rural spre mediul urban, dar la un calcul estimativ s-ar ajunge la minim suma de 500 de lei pe lună pentru fiecare elev, despre exemplu din cel care îi se acordă bursa socială. Tu ai spus de anumite beneficii pe care le acordă statul elevilor. Vreau să te întreb, din câte am auzit, voi ați depus, Consiliul Județean al Elevilor Suceava, ați depus un memoriu la Primăria Municipiului Suceava prin care să primiți sprijin din partea autorității locale pentru a obține o finanțare mai mare decât cei 50% pe care îi primiți pentru decontarea transportului public? Este adevărat? Mai exact, ce vă doriți? Trebuie să spun și ceva înainte. În legea educației naționale și în statutul elevului este stipulat articolul prin care elevii beneficiază de reducerea 50% din abonamentul pentru transportul public în comun și în multe alte reședințe de județ acest lucru nu se întâmplă. Suceava este un caz fericit, dar de exemplu în Călăraș abonamentul pentru adulți este egal cu cel de elevi. Mai este stipulat și faptul că elevii pot beneficia de 75% reducere la evenimentele culturale, la piese de teatru, la filme, iar acest lucru nu se întâmplă absolut deloc. Am depus o adresă către Consiliul Local Suceava, prin care dorim acordarea sumei integrale a abonamentului transportului public local, doar pentru o singură linie care duce cel mai aproape elevul de acasă, spre școală și înapoi. Considerăm că această acțiune ar diminua abandonul școlar în rândul zonelor dezavantajate din municipiul Suceava, defavorizate, și ar aduce plus valoare a ceea ce înseamnă comunitatea locală. Și în acest sens, să înțeleg că adresa voastră este înregistrată la Primăria Municipiului Suceava și așteptați un răspuns sau ați primit deja un răspuns? Urmează să fiu chemat în audiență la domnul primar
și să discutăm mai multe, nu doar de această problemă, cât și despre alte probleme apărute în cadrul Sucevei. Ți s-au comunicat din timp că ar exista sau nu surse de finanțare pentru acest proiect sau pentru această inițiativă care o aveți voi? La un calcul pe care l-am făcut eu, suma nu depășește 1 milion de lei pe an, ceea ce nu ar însemna niște costuri extraordinar de mari, iar eu consider că Consiliul Local ar putea să finanțeze această idee. Eu am în față aici datele cu numărul de elevi defalcat pe cicluri de școlarizare din municipiul Suceava, valabile în anul școlar 2017-2018, și putem vedea că în învățământul primar sunt 4.968 de elevi, în învățământul gimnazial 3.850 de elevi, iar în învățământul liceal de stat 7.944 de elevi, un total de elevi de 16.762. În municipiul Suceava, doar în învățământul de stat, nu luăm în calcul și școlile particulare care sunt pe raza municipiului Suceava. E un număr destul de impresionant. Vreau să te întreb, această adresă a fost făcută doar pentru învățământul liceal de stat sau pentru toate categoriile? Pentru toți elevii, dar pentru toți elevii. Ne-am dorit toate ciclurile, nu toate ciclurile, doar ciclul gimnazial și cel liceal, dar ținând cont că în ciclul gimnazial sunt 4.000, iar în cel liceal 7.000, diferența este datorită elevilor care vin din mediul urban sau din mediul urban din afara reședinței de județ și care sunt școlarizați în municipiul Suceava. Numărul de elevi care ar putea beneficia de acest lucru este de doar 4.000, care față de 7.000 este un număr ok pentru finanțarea acestui proiect. Ai făcut un calcul în mare cam care ar fi costurile pe care trebuie să le suporte municipalitatea în acest sens? Aproximativ 1 milion de lei pe an. 1 milion de lei pe an. Este o sumă destul de mărișoară, însă, din câte am fost informat, alți tineri din alte județe ale României au avut un proiect asemănător. Și aici mă refer, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, la Cluj, la Cluj-Napoca, da? Unde au primit finanțare integrală. Da. Ei au primit două linii de autobuz gratuite pentru toți elevii și ei aleg linia care trece cel mai aproape de domiciliul acestora. Este o idee foarte bună care a fost implementată, cred că în anul 2003, dacă nu mă înșel, și are beneficii pe o perioadă foarte lungă de timp. Ținând cont că banii pe care îi folosesc pentru achiziționarea abonamentului, îi pot folosi și să meargă la o piesă de teatru sau să meargă la un film sau să își cumpere și o carte. Foarte, foarte frumos. Să înțeleg că alte județe au fost mai rapide sau alte cum să spun, conducători a urbei au fost mult mai rapizi, elevii au fost și, în primul rând, inițiatorii acestor programe și au obținut finanțarea. Vreau să te mai întreb, pentru că ai făcut referire la drepturile elevilor din România. Consider că în zilele noastre drepturile acestora sunt respectate? Nu sunt respectate și îngrijorător este faptul că nici măcar 60% dintre acestea nu sunt respectate, cum ar fi obligativitatea purtării uniformei. Niciun act normativ nu este stipulat că elevii trebuie să poarte neapărat uniformă și unități de învățământ opresc accesul unității de învățământ datorită faptului că elevii nu poartă uniformă.
Acest lucru îngrădește dreptul la educație în primul rând și în acest timp elevii pot fi implicați în accidente și așa mai departe. Deci ceea ce vezi tu este că acești elevi ar trebui să poarte sau nu uniformă până la urmă? Din punctul tău de vedere. Rămâne la latitudinea lor. Dacă ei vor să poartă uniforme, pot purta. Dacă nu vor să poartă uniforme, nu pot purta. Dar unitatea de învățământ nu trebuie să oblige să poarte elevii uniformă, mai ales că îi obligă să achiziționeze uniformele școlare care ajung la sume impresionante. Dacă un elev intră în clasa 9 și își cumpără atunci uniformă, până în clasa 12 cred că posibil să o schimbe de 2 sau de 3 ori chiar. Așadar, din ceea ce îmi spui tu, ar trebui să existe finanțare și da, pentru așa ceva, uh-huh, din partea municipalității sau mai bine spus din partea Ministerului Educației. Dacă statul ar acorda subvenționare totală pentru uniforme, da, ținând cont că în Constituție este stipulat faptul că educația este gratuită. Am înțeles. Deci, din ceea ce ne spui tu, este că ar trebui toți elevii să primească uniformele gratuit. Sau, măcar o parte din aceste costuri să fie suportate de stat. O chestie, un lucru care se întâmplă în tot actual, se numește catalogul electronic, iar părinții sunt nevoiți să acorde în medie 90 de lei pe an pentru a putea primi acces la acea bază de date. Multe unități de învățământ pun presiune și obligă părinții să plătească pentru acest catalog electronic, iar acest lucru reprezintă un cost în plus pentru majoritatea familiilor, ținând cont că România nu este cea mai bogată țară din lume. Spune-mi, te rog, pentru că spui de acest catalog electronic care pe vremea mea nu exista, nici nu se pomenea de așa ceva, era doar catalogul clasei. Ce ar presupune acest catalog electronic? Este o aplicație online care se poate descărca din App Store sau Google Store și este o aplicație numită 24EDU, așa, da, și în care sunt trecute numele tuturor elevilor și absențele, notele și așa mai departe. Fiecare profesor va nota pe aplicație, pe telefonul personal sau pe tabletă, depinde, dacă au înregistrat absențe sau dacă au pus note. Părinții vor primi prin e-mail sau prin mesaj aceste informații, putând fi la curent de fiecare dată cu situația elevului. Acum se pune problema că nu toți profesorii au telefoane performante și nu toți vor putea nota activitatea elevilor. Dar va fi atât catalog electronic cât și catalog fizic. În considerare se va lua doar cel fizic. Am înțeles. Spune-mi, te rog, acest abonament e ce preț are? Este părinții trebuie să-l plătească lunar, semestrial, anual? Depinde de fiecare școală. Unii aleg să plătească semestrial, alții lunar sau alții anual. Nu există o evidență clară cum ar trebui să se plătească acest catalog electronic. Totuși, prin acest catalog electronic, nu consider că ar exista o mai mare disciplină sau anumiți elevi ar putea să fie mai responsabili? Pentru că și părinții, având în vedere că sunt și eu părinte, sunt interesat de situația copilului meu și la, de altfel cred că și alți părinți empatizează cu mine. Eu unul consider că ar trebui la un moment dat să fim mai informați ori prin intermediul unei aplicații sau de ce nu a telefonului mobil. De asta vreau să te întreb, care sunt aceste costuri ale acestei aplicații? Da, într-adevăr aduce beneficii în ceea ce înseamnă disciplinarea elevilor, dar, cum v-am spus, educația este gratuită și nu ar trebui ca aceste lucruri foarte simple și atât de importante pentru climatul educațional să fie plătiți din banii părinților.
Aici vreau să ajung. Educația este gratuită și statul ar trebui să se îngrijească să asigure acest lucru. Pentru că spuneai de că educația este gratuită. Vorbim de, aș dori să vorbim și de manualele auxiliare. Aceste manuale auxiliare sunt doar la nivel de școală primară, gimnaziu sau și la nivel de liceu în momentul de față? Aceste auxiliare sunt pentru toate ciclurile de învățământ. Chiar eu am fost în comisia pentru avizarea metodologiei, metodologia de avizare a auxiliarelor și am discutat criteriile pe care trebuie să meargă în acceptarea manualelor pentru fiecare disciplină în parte, adică ce criterii trebuie să întrunească acel manual pentru a putea fi folosit de către profesori în cadrul orelor. Au fost un număr de 3 ședințe la Ministerul Educației și într-un final a fost constituită această metodologie care funcționează în acest an școlar. Problema rămâne, vorbind de manuale școlare, procesul îndelungat de achiziționare a editurilor. Se fac contestații peste contestații și nici acum nu avem toate manualele în unitățile de învățământ. Ce manuale lipsesc? Limba română, matematică, adică cele mai importante. Noua programă se începe de la clasa 5-a și a clasa 6-a, a 7-a și continuă până va ajunge în clasa 12-a, astfel încât toată programa școlară să fie schimbată. Anul acesta manualele încă nu au ajuns, majoritatea dintre lor, dar bine că avem manualul de sport și de religie în școli primite deja. Am înțeles. Deci ele în momentul de față, tu ne spui că nu sunt prezente acolo unde ar trebui să fie, pe masa, în primul rând, a profesorului de la clasă și pe băncile elevilor. Ceea ce, de altfel, într-adevăr, este o problemă, pentru că școala a început de ceva timp și voi vă confruntați cu o problemă. Când consider că acele manuale ar putea să ajungă sau, din ceea ce știți voi, când vor ajunge? Nu pot estima, dar sper într-un timp cât mai scurt. Așa. Și până una alta, pe ce învățați? Cum învățați? Pe sistemul de învățământ centrat pe profesor. Adică profesorul editează și elevii scriu. Am înțeles. Și ați trecut deja și la teme pentru acasă sau nu? Nu vorbesc în cazul meu, deoarece manualele care lipsesc sunt cele de clasa 5 și 6. Dar, cum a spus, ar trebui încetul cu încetul, chiar a început acest proces de schimbare a viziunii de predare dintre cel centrat pe profesor spre cel centrat spre elev. Acest sistem de învățământ centrat pe profesor își are originile, bineînțeles, din perioada comunistă, dar ținând cont că suntem deja de peste 25 de ani în democrație, procesul de predare s-a schimbat, iar de foarte multe ori se folosesc la clasă discuțiile pe grupe, astfel încât fiecare grup să-și prezinte ideea, iar la final să ofere rezultatul final. Deci din ceea ce ne spui tu nouă, este faptul că există în momentul de față o problemă și nu e mică, ci una foarte mare, că profesorii sunt nevoiți să vă transmită doar oral ceea ce au de spus la clasă și voi trebuie să țineți pasul cu el. Sunteți într-o așteptare de ceva timp, având în vedere că școala nu a început ieri, ci a început de ceva vreme și vă confruntați cu astfel de probleme. Cum consideri tu, având în vedere că cunoști toate aceste probleme din sistemul educațional, cum ai vedea tu în următoarea perioadă de timp, cum ar trebui rezolvate aceste probleme sau cum vedeți voi ca și Consiliul Național al Elevilor
Consiliul Județean al Elevilor din Suceava, cum vede problema aceasta? Sistemul de învățământ românesc se dezvoltă doar prin inerție, este foarte lent și nu oferă, programul școlar nu oferă elevilor încadrarea în spațiul muncii. Trebuie, în viziunea mea, să folosim sistemul britanic în care elevul își alege obiectele pe care dorește să le studieze, astfel încât el va ști din clasa a noua meseria pe care o avea sau domeniul de activitate. Trebuie restructurat întreg sistemul pentru a oferi o educație cât mai bună. Nu se poate, de exemplu, legea educației naționale. 70% din legea educației naționale s-a schimbat din 2011 până acum. Nu se poate face educație dacă în fiecare an sau în fiecare lună se aduc amendamente sau se abrogă unele articole. Trebuie făcut un tot unitar și începând atât din ciclul gimnazial cât și în ciclul liceal, un nou mod, o nouă abordare. Da, într-adevăr ai precizat foarte bine de sistemul britanic. Sistemul norvegian, vin eu și completez, care se cunoaște, un sistem foarte, foarte bun. Și mi s-a dat, chiar am întâlnit o domnișoară care era pe peronul unei gări. Apropo, venind din concediu, am întâlnit o domnișoară venită din Norvegia în vacanță la bunicii ei. Și am întrebat-o în ce clasă este, era în clasa 6-a, avea 10 ani, în România ar fi trebuit să fie în clasa 4-a, a 5-a cel mult. Și atunci când am întrebat-o în ce clasă face tabla înmulțirii, am rămas foarte surprins. Pentru că ea mi-a spus că tabla înmulțirii în Norvegia o fac tocmai în clasa 5-a. Eu știind că și eu am făcut-o în clasa a doua, la vremea respectivă, și am rămas foarte surprins de faptul că ea mi-a detaliat la un moment dat, chiar cu lux de amănunte, ce se petrece acolo, în sistemul educațional norvegian, și tu îmi spui de sistemul britanic. Care e diferența între sistemul britanic și cel românesc, mai exact? Pe lângă faptul că am înțeles din ceea ce mi-ai transmis tu, faptul că ei își aleg din clasa 8-a sau din ce clasă și aleg deja materiile. Aș vrea să îmi detaliez chiar. Stă în sistemul occidental, totul se bazează pe relaționare, pe discuții. Iar în sistemul de învățământ românesc se bazează pe informații foarte multe. Adică multă teorie. Multă teorie. Și mai puțin o practică, să înțeleg. De asta zona occidentală excelează în a comunica, iar zona estică în care reticențe în ceea ce vorbește, vorbitul în public, exprimarea de idei și așa mai departe. Occidentalii sunt mult mai deschiși și au o perspectivă mult mai largă a ceea ce înseamnă realitatea, iar un obiect pe care îl studiază unii dintre aceștia constă în științe ale pământului și abordează chimie, biologie, fizică într-un singur obiect și nu defalcat. Iar la noi fiecare obiect are câte 2 sau 3 ore acordate pe săptămână. Diferența este una uriașă și denotă faptul că sistemul de învățământ românesc este lăsat în urmă, chiar dacă statul spune că educația este prioritate națională. De altfel știm foarte bine că învățământul românesc încă nu a primit acel 6% din PIB. Este o problemă, într-adevăr, în România, în ceea ce privește baza, în primul rând, pentru că totul pleacă de la educație în formarea individului, indivizilor. Și din ceea ce îmi spui tu este că voi v-ați dori
la anumite ore să se petreacă lucruri practice și nu atât de multă teorie. Laboratoare, hub-uri sau lucruri, spune de public speaking, de vorbirea în public. De la ce vârstă crezi că ar trebui să existe un manual de a vorbi în public sau de a ști cum să vorbești în public? Există opționalul de oratorie, dar nu multe unități de învățământ l-acceptă, nu-l iau în considerare. Oratoria ar trebui începută chiar din clasa 5-a, când deja elevul se poate exterioriza mult mai ușor, deja are un vocabular format, cât de cât format, și nu se ajungă la 15-16 ani, când este pus în fața unui public să vorbească, iar el să tremure. Te referi la examenul de bacalaureat, da. La oral, la partea orală, da. Într-adevăr, în care tinerii, elevii au contactul direct cu o comisie de bacalaureat. Acesta e pregătit și chiar și pentru interviul de angajare după terminarea facultății sau imediat după terminarea liceului. Da, e punctat foarte bine, pentru că de când mă știu eu, într-adevăr, nu am fost pregătit pentru a vorbi în public, ci mi-am perfecționat toate acestea în timp și mai mult singur decât ajutat de către mediul educațional. Și pe lângă partea aceasta de a vorbi în public, ce manuale consider că lipsesc în România sau ar trebui introduse în curicula școlii sau în sistemul de învățământ? Un manual foarte opțional pe care l-am eu, ținând cont că sunt la profilul de științe sociale bilingve engleză, este de istoria artei, sau mai avem istoria Marii Britanii și a Statelor Unite, geografia Marii Britanii și a Statelor Unite, sau avem un opțional de literatură, diferit față de clasica limba română pe care o facem în cadrul orelor obișnuite. Nu pot da un răspuns clar ce opțional ar trebui, dar o idee foarte bună care a fost chiar și adoptată este cea de educație juridică, o altă idee, educație sexuală, e un lucru foarte important, ținând cont că România are o rată foarte, foarte mare în comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană la elevii care au devenit mamă. Și tot ce este educația sănătății ar fi o altă idee foarte bună, dar acest lucru încă întârzie să apară. Care e problema? De unde vin aceste blocaje? Pentru că sunt anumite blocaje, sunt anumite impedimente. Voi vă doriți una și alte persoane să înțeleg că nu acționează în acest sens sau nu iau în considerare ceea ce vreți voi. Unde apar aceste blocaje? În primul rând, nu sunt cadre didactice care să se ocupe de aceste opționale. Nu mai au timp, da, efectiv, din cauza programei, bănuiesc. Și aleg să fac ora de exemplu, luăm limba română. Dacă profesorul are 3 ore la clasă de limba română și un opțional, profesorul acela alege să fac limba română în loc să fac ora de opțional. Aici intervine problema, că nu se acordă importanța acestor opționale care dezvoltă alte abilități în afara cele de a memora și a livra un mesaj, informația într-o lucrare de control sau test. Și ce crezi că ar trebui făcută în acest sens? Pentru că spuneai de opționale și atunci când vorbim de opționale, lăsăm la latitudinea cadrelor didactice sau chiar a elevilor de a alege sau nu acel opțional, care de altfel, așa, după câte ne spui tu, este binevenit.
care ar fi soluția? Ar trebui să existe un manual obligatoriu în acest sens, începând cu clasa a 5-a, pentru că vorbeam de oratorie, de vorbirea în public? Trebuie pentru că să... de opțional deja observ că nimeni nu ține cont sau prea puțin țin cont. În aceste opționale nu ar trebui neapărat să existe manuale. Ar trebui să existe caietul profesorului, care ar trebui să susțină orele. Prin fișe de lucru, prin vizionare de documentare, prin activități practice, nu să urmeze o carte la oratorie. Deci nu doar să citească, ci să pună și ceva în practic împreună cu profesorul, care poate deveni un mentor în dezvoltarea personală a elevului, a elevilor, și astfel se poate crea o relație mult mai frumoasă între cadrul didactic și elevii din clasa respectivă. În unități de învățământ, fiecare profil poate alege două opționale sau unul. În unități de învățământ, când aleg opționalul, sunt ori una, ori două variante. Adică unitatea de învățământ obligă elevii să urmeze un anumit opțional. De exemplu, dacă un elev este la profilul matematică-informatică, îi se va pune doar matematică distractivă și informatică distractivă. Sau eu am observat, dau un exemplu, la clasele primare, matematică și explorarea mediului. Și am mai spus-o și în cadrul altei emisiuni unde am fost invitat sau pe care am realizat-o, că este o problemă, pentru că nu văd legătura între matematică și explorarea mediului. Vorbim de ceva total diferit, de ceva real și uman, și mai degrabă aș vedea ceva între matematică și educația antreprenorială sau educație financiară chiar de la clasele mici. Pentru că vorbim totuși de gestionarea bănuților și ar fi frumos chiar să învățăm chiar pe cei mici, să învățăm cum să vă facă economii, să-și gestioneze banii. Vom reveni în partea a doua emisiunii și vom discuta mai multe despre aceste subiecte, Ciprian. Doamnelor și domnilor, revenim, așa cum am spus adineauri, în partea a doua emisiunii, împreună cu invitatul nostru Ciprian Tocliuș, care este vicepreședinte a Consiliului Județean, Consiliului Național al Elevilor și președinte a Consiliului Județean Suceava, și vom dezbate mai multe teme, de altfel interesante pentru sistemul educațional românesc.